Printre deliciile sezonului rece se numără și carnea la borcan, o metodă tradițională de păstrare a preparatelor din porc. Pregătită după rețete de pe vremea bunicilor, carnea conservată în untură poate rezista chiar și un an. Carnea la garniță sau la borcan, o metodă tradițională de păstrare a cărnii de porc nelipsită odinioară din cămările românilor, poate fi considerată conserva surpriză, pentru că nu știi niciodată ce bunătăți descoperi sub capac în stratul de untură. În gospodăriile românilor există diverse rețete de preparare, unele în combinație cu afumătură, pentru a imprima o aromă aparte întregului conținut. Un astfel de borcan cu bunătăți de carne prăjită și conservată în untură a devenit o raritate în băcăniile de astăzi pe vremuri, însă garnița era nelipsită din cămara omului de la țară. Alegem cu grijă bucățile de carne și le porționăm cât să intre în borcan. Carnea mai mare rămâne zemoasă, cum ne-o dădea bunica la țară când o scotea din garnița ei din beci. Îl numim borcanul cu surprize pentru că nu știi ce bunătăți se ascund acolo. După ce este porționată, carnea ajunge în tuci pentru a fi prăjită la foc domol, pe lemne sau arzător cu gaz. Cel puțin o oră durează până când bucățile de cotlet, mușchi și pulpă ajung rumene și apetisante, deci lasă gura apă. Le prăjim cu untură, nu cu ulei. Când tăiau porcul pe vremuri, neavând frigidere ca acum, în afară de cărnați, toată carnea o prăjea și o băga la garniță să aibă până vara târziu. Această carne poate fi folosită la orice. Se poate face și o mâncărică, o ciorbă, ori faci din ea varză, spune un preparator de la carmangerie. Carnea conservată în untură poate avea un termen foarte mare de păstrare, dacă rețeta este respectată cu sfințenie. De exemplu, la fiecare kilogram de untură trebuie o linguriță de sare. După ce se rumenesc, carnea prăjită și cărnații ajung în borcane curate și uscate, relatează adevărul.ro.